În Zalău există un obicei, lucrările care încep și nu se mai termină. Concret, vorbim despre lucrările care se efectuează pe Bulevardul Mihai Viteazu, unde s-a spart carosabilul și cu toate că au trecut două săptămâni, nu s-a singhisit nimeni să peticească prin zonă. Conducătorii în trafic încetinesc în apropierea zonelor unde s-a lucrat, deoarece au rămas cratere adânci și riscă să-și rupă mașina în două. Ce părere aveți că în Zalău se încep unele lucrări și nu se finalizează? N-am o părere bună. Depinde de muncitor. Nu vin la loc. S-or finaliza ele, odată și odată. Nu este organizație. E destul de rău. Nu-i bine, da? Asta e în funcție de bani. Nu? Cum se alocă bani. Deci o părere bună. Pentru că încep ca să zică că fac ceva și le lasă. Le lasă de neterminate. Mai le încep. Nu prea bună. De ce? Păi, ceea ce începe, n-ar trebui să se termine.